Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară FCSB a reușit să scoată un punct la Sfântul Gheorghe cu Șepșii datorită portarului Târnovanu, introdus în primul 11 al FCSB din cauza faptului că echipa nu avea niciun jucător under 21, Octavian Popescu era suspendat. Târnovanu a intrat în locul lui Vlad și a apărat senzațional aseară, salvând un punct pentru FCSB. FCSB care se îndepărtează în momentul ăsta de CFR Cluj, de liderul CFR Cluj. Sunt 10 puncte între cele două echipe. CFR Cluj are bate record după record. Ultimul este cel mai mare număr de minute consecutive fără gol primit în istoria Ligii 1. Pentru echipa antrenată de Dan Petrescu sunt 845 de minute în actualul sezon de când CFR Cluj nu a mai primit gol în Liga 1. Rapid e a doua echipă acum în clasament. Rapid avea acest record încă din 64-65. Deci un record vechi, foarte, foarte vechi, care cade în acest sezon bătut de liderul CFR Cluj. Lider CFR Cluj care s-ar putea să rămână fără antrenorul Dan Petrescu. O zi decisivă astăzi se anunță. Federația și-a propus să facă un anunț în privința noului selecționer și se speculează foarte mult că Dan Petrescu va fi acest nou selecționer, o va părăsi pe CFR Cluj și va veni să antreneze echipa națională. Să vedem dacă lucrurile se confirmă astăzi. Au fost indicii. Dan Petrescu întreba despre acest lucru la finalul meciului câștigat, ultimul meci câștigat cu FC Argeș. A spus că se va întâlni cu patronul echipei și va da un răspuns. Probabil că și Dan Petrescu se gândește la echipa națională, de fapt sigur se gândește la echipa națională, a spus-o și el în urmă cu ceva vreme. Discutăm despre cum merg lucrurile în Liga 1, însă în această dimineață reluăm șirul poveștilor lui Gabi Stan, fost antrenor la Astra, fost antrenor la Brașov, fost jucător la Jiu Petroșani, un tip spumos cu care am discutat săptămâna trecută, însă n-am apucat să epuizăm toate poveștile până la un punct, pentru că a venit timpul peste noi, timpul emisiunii se terminase și ne-am propus să discutăm în această săptămână și să continuăm șirul poveștilor. Bună dimineața, domnule Stan! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ce faceți? Facem serial, facem ca pe Netflix suntem acum. Da. Ce să fac? Eu aici de la Brașov, ninge afară frumos. Da, ninge? Nu e foarte frig să... Poftiți? Ninge? Ninge și e numai, să numai, nu sunt grade multe, minus 0 grade, e bine, e frumos. Aha. Ce ziceți de etapa asta de Liga 1? Un pic, vă întreb și după aia continuăm discuția. Am urmărit câte meciuri am putut. Interesant, CFR Cluj și-a mărit avansul datorită mini-sincopei lui FCSB. M-a impresionat portarul Târnovanu, nu credeam, când am văzut că apără băiatul ăsta care nu prea apărase, da, mă gândeam la Sepsi că pot câștiga, dar culmea punctul l-a luat Târnovanu. Da, foarte bine apărat și sigur, adică foarte, nici nu părea că nu e din blocul, adică părea că ăla e locul lui. Da, și aliura îmi place și... Părerea mea că dacă e lăsat, ia fața lui Vlad. Lui Vlad, așa spuneți. Vi se pare că e mai, da, mai dotat, mai... E, arată foarte bine. Bine, și Vlad este un portar de mare viitor. Uh-huh. Dar ăsta probabil și apariția lui fiind o surpriză, mi-a lăsat așa un gust plăcut. Deci mi-a plăcut băiatul. De CFR ce ziceți? Cum domină campionatul ăsta? Da. Da, CFR e ca metronomul, deci noi. Unde-i Dan Petrescu, mie ca antrenor îmi place foarte mult. Am avut, pot spune chiar onoarea că am făcut licența pro cu el, da, cu Dan Petrescu. Era foarte implicat de atunci, deci a 2002 am terminat cam așa. Și are stilul de câștigător. Deci de acolo pleacă. Că toată lumea spune că apărare, că nu. Dacă fără apărare nu câștigi meciul. Deci aia e cât se poate de clar. Și părerea mea e că dacă se hotărăște să meargă la echipa națională, așa, e omul cel mai indicat. Dacă nici el nu face ceva, deci nu mai are cine, vă spun. Cum vă explicați totul jocul mai slab al celor de la FCSB de aseară? Eram curios cum vi se pare, pentru că Sepsia a dominat meciul. Eu aș spune altfel. Așa. Jocul bun al lui Sepsi.
Deci a contat foarte mult în explicarea mai, în exprimarea mai greoaie a lui FCSB. Le-a lipsit și câțiva jucători, chiar dacă tineri, cum e Stoica, cum e Popescu, cum e Coman, cum deci acolo nu s-a știut cum să se înceapă cu Cheșeru, cu băiatul ăsta, cum îl cheamă, care Budescu? A început nici Budescu. Cu Budescu se petrece ceva. Cred că nici nu va mai sta din iarnă, părerea mea, pentru că nu joacă. Nu e jucătorul să-l bagi 15-20 de minute. Păi nu, l-a băgat 4 minute aseară sau cât? 5 minute, cât Dumnezeu? Bine, aseară, dar în ultimele etape așa se întâmplă. Ce să facă Budescu, care e un artizan al jocurilor frumoase, al paselor, al... în 4 minute aseară, cu Rapidul a jucat iar 10, nici nu știu cât. Deci nu e. Probabil că și ei își dau seama, dacă au concepția asta fără Budescu, o să-l lase să plece. Aseară Dumitru Dragomir zicea că el crede că vrea să-și bată joc de Budescu, George Becali, și să-l facă să plece, pentru că nu poți să bagi 4 minute un jucător într-un meci atât de important, când echipa nu joacă. Da, exact, asta spun și eu. Deci nu e, Budescu nu e de finalul meciurilor. Încă mai poate și are un arsenal de așa manieră încât poate fi decisiv. Cheșeru îl simțeați mai mult? Adică ar fi trebuit să joace mai mult în meciul ăsta? Un jucător cu experiență, chiar dacă nu mai e, nu știu, forma lui fizică nu mai e ca acum 10 ani, ce poate să ofere? L-ați văzut că a intrat supărat. Da, și a și ieșit supărat. Deci a intrat afectat și a suferit și randamentul lui, deci nu prea a contribuit cu nimic. Acum depinde și de el. Nu știu ce au ei în cap acolo, că nici dacă am putea vorbi de antrenori, ar fi o chestie. Așa. El, săracul Toni Petra, încearcă să spună că face, că drege, dar ai și el cu frâna de mână trasă. Lumea știe, deci e problemă mare. Cine merge acolo trebuie să-și asume situația de fapt. Haideți să ne întoarcem, că vreau să continuăm poveștile cu dumneavoastră de săptămâna trecută, lăsate așa în aer. Și între timp am citit o chestie, că ați plecat de la Tractorul, unde erați antrenor-jucător, prin 80 și ceva, din cauza lui Dragomir. Așa ați spus într-un interviu, din cauza lui Dumitru Dragomir. Ne-am mintit că m-a dat afară de la două echipe. Păi cum? Deci de la Tractorul și l-a adus pe Marcel Goran. Așa. Și de la Astra, după ce făcusem echipa și așa mai departe, a fost un conflict, că eu n-am avut conflict cu jucătorii. Fulga era, de fapt, un jucător foarte bun, jucase și în echipa națională, era jucătorul lui Neamitică și venise după un accident foarte grav la genunchi, deci la ligamentele încrucișate, și el vroia neapărat să joace, să grăbească și așa mai departe. Eu i-am explicat. O luăm ușor, intri treptat și după aia ai să joci, că am nevoie de tine. Da. M-a părut neamintică, a vorbit cu Nicolae și atunci am luat afară de la asta. Era perioada în care Dragomir avea jucători la Astra, mi-aduc acum aminte. Bogdan Nicolae parcă era jucătorul lui. Exact. Bogdan, un băiat extraordinar, da. Așa s-a întâmplat, ce să mai... Păi chiar după treaba asta, da, am fost la domnul Păunescu, avea emisiunea la antenă. Da. Și am participat la aia și, printre altele, când i-a dat Dulugea calul lui Hagi, dacă mai țineți minte. Așa. Și în emisiune, deci l-a promis și am mers afară și am văzut calul. Toți invitații am fost. Atunci deci s-a dezbătut, era domnul Condurățeanu, sărac, amândoi nu mai sunt, din da, păcate. Dumnezeu să-i odihnească. Da.
S-a dezbătut treaba asta cu Neamitică, dar abia se operase la ochi, țin minte. Așa. Da? Și da, eu m-am împăcat între timp cu Neamitică, am vorbit mult după asta. Eu eram foarte, foarte afectat. După 3 ani de zile să mă dea afară pe ce? Echipa stătea bine în clasament, nu era nicio problemă, echipa o făcusem, o închegasem cu toate relațiile cu astea și poc s-a întâmplat. Da. Și l-au dat pe Neamitică. Bine, adică, dar de ce te bagi dumneata la clubul nostru? Deci eu sunt președintele ligii, pot să mă bag la orice echipă. Incredibil. A intervenit și domnul Păunescu, da, a fost Caterincă. Da, asta e, ce să facem. Dar acum mă gândesc, vă dați seama, deci era președintele ligii, avea jucători, da, de la echipe din Liga 1, îi deținea, adică erau proprietatea lui, practic, în coproprietate cu clubul, adică, cumva. Nu era oficial. Neoficial. Dar, așa, dar nu numai dânsul, aveau mulți care erau în funcții de conducere în fotbal, aveau jucători, așa era atunci. Practic împrumutau clubul cu bani și luau drepturile, da, jucătorilor, asta era practica. Da, exact, clubul nu mai avea să dea bani și atunci dă jucător. Deci astăzi ar ieși un scandal teribil cu chestia asta, ar fi un conflict de interese incredibil. Nici nu-i voie. Păi nu e voie, exact, nu e voie. Nici atunci nu. Nu mai e voie. Și atunci era un conflict incredibil. Păi și de la tractorul, de ce v-a dat afară înainte? De ce v-a curățat? Acolo era, deci în Brașov, da, era frații Goran. Da. Marcel Goran, mare fotbalist, și fratele lui Marcel, care era în Secu. Da. Da, așa, da, la securitate, să le spunem tinerilor care se uită acum că poate nu știu ce înseamnă SECU. Da, avea funcție mare. Și Marcel n-avea echipă atunci. Da. Nu știu, probabil că au vorbit, s-a discutat, s-a asta și s-a ajuns la concluzia că Marcel trebuie să vină la tractor. Da. Eu atunci am plecat la tractorul, dar eu eram cu echipa plecată în Polonia, știți? Și Marcel era antrenor, nu avea pe cine să antreneze. Deci dumneavoastră, antrenorul, eu, erați cu echipa în Polonia și ați fost, da, schimbat în timp ce erați în Polonia. Exact. Și acolo, ce s-a întâmplat? Că ei preconizase să anunțe când veneam noi. Noi trebuia să venim cu o săptămână mai repede, dar polonezii, plăcându-le cum am jucat, că i-am bătut pe toți pe acolo, da, dar eram în vacanță, dar am jucat foarte bine, ne-au mai ținut o săptămână pe banii lor, polonezii. Și în loc de o săptămână, asta două. Dar știați că ați fost schimbat? Dumneavoastră știați că sunteți, că ați fost schimbat când erați în Polonia? Am aflat pe drumul de întoarcere. Ne-am întâlnit cu... Era un jucător, Michi Câmpeanu, juca la Arad, la Strungu. Da. Și am oprit, deci la Arad, să... ne-am întâlnit cu el. Am băut o cafea, nu știu pe unde, la o benzinărie, nu mai țin minte. Așa. Și Michi zice, nea Gabi, ce ne simțiți ăștia? Zic, bă, ce ați făcut, ce ați făcut? Bă, dat afară. Cine m-a dat afară? Zice, bă, ăștia de la tractor. Nu se poate. Zice, auleu, nu știți? Păi de unde să știu, mă? Că nu erau astea de comunicare, da, ca acum. Corect. Nu era internet, nu era nimic. Nu era nimic, absolut. Așa, și v-ați venit în Brașov și... Au aflat și băieții. Bine, atunci au fost probleme mari. De ce? Jucătorii n-au mai venit la stadion, la antrenament. Din cauza asta? Din cauza asta. Și a trebuit să-i strâng eu. Așa. Și să le explic că așa este viața unui antrenor. Da. Ei trebuie să vină frumos la stadion, să se antreneze cu orice antrenor, pentru că e viața lor, e slujba lor, de fapt. Da. Și eu am spus, o să-mi găsesc, ne mai întâlnim, ne mai... Asta și ei am determinat până la urmă, le-am explicat că oricum n-aveau ce face. Dar ei, din solidaritate cu mine... Uh-huh. Au zis, domnule, trebuie să facem și noi ceva. Băieții țineau mult la mine. Nu știu, că nu făceam nimica, dar aveam darul ăsta de a face jucătorii de la echipe să mă simpatizeze. Mă luptam pentru ei, ăsta e adevărul. Deci mă luptam să obțin tot ce le trebuia în măsura posibilității.
Dar Dragomir era președinte la Tractorul, eu știam că a fost la Brașov, a fost și la... Nu. Nu, ne-am amintit că era la Steagul, la FC Brașov era. A, și cum a influențat schimbarea de la Tractorul? Cum a putut să facă asta? Da, ne-am amintit că era Zeus aici. Așa. Deci în Brașov. Da, deci ce se întâmplase? Deci până să se termine campionatul ăla, da? Era Costică Ștefănescu, doamne, vorbim numai de dispăruți. Deci era Costică Ștefănescu, da? La FC Brașov. Da. El era și jucător și antrenor și au hotărât, nu știu cine, că pe mie mi-a spus târziu, să facem un joc FC Brașov cu Tractorul, pe da? Tractorul. Da. Și da, am făcut un meci. Câți spectatori credeți că au fost? 13.000 de spectatori. La tot meci... stadionul plin. La un meci, da, amical. 13.000. Așa. Da, la un meci amical, da. Și ce am făcut? I-am bătut cu 2-1. A dat gol Andrașe și cu Vasile Florică. Așa. De la noi. Doamne, ce scandal a ieșit. Și azi lui Costică, mă, dacă vroia să câștigați sau asta, trebuie să spuneți. Dacă aveți nevoie, ce? Că v-ați mobilizat de o manieră incredibilă să... nici la un meci, ce pe viață și pe moarte. Păi, mă, dar știați treaba asta. Că și jucătorii ăștia vor să fie la nivelul jucătorilor voștri. Da. Și aici e supărare mare. Atunci mi-am zis că am auzit ulterior, da? Că ar fi zis, lasă că îl aranjez eu pe Gabi. M-a aranjat. Incredibil. Da. Dar lui Dragomir, astea sunt poveștile cu Dumitru Dragomir și toate mișcările lui din culise pe care le făcea. Da, da, săracu, dar v-am zis că ulterior ne-am împăcat. De fapt, la Jiu ne-am amintit că m-a dus. La Jiu? Cum adică la Jiu? La Jiu, la antrenor. Antrenor, ok. Uh-huh. Antrenor, l-a chemat pe Alin Simota și pe directorul... A murit săracu acum și ăsta. Așa. Îmi scapă numele, deci i-a chemat la București la ambasador. Da? Da, și pe mine. Și le-a zis la oamenii ăștia, luați pe Gabi antrenor, eu garantez pentru el. El fiind, da, președintele ligii. Președintele ligii, da. Aha. Da. Asta în 99 și... s-a întâmplat. Da, da, da. Uh-huh. Și... A doua zi am și plecat la Petroșani. Bine, aveam și, rămăsese și o parte din suflet acolo, vă dați seama. Da. Jucasem 5 ani și, na, deci era, mi-a plăcut ideea, am și plecat. Jiu era în Liga a doua, atunci i-am luat de la locul 16, pe locul, da, 16 era la retrogradat. Deci asta a fost la jumatea campionatului, cam așa cred. Așa. Și până în vară, da, până în vară am terminat pe locul 3. Hmm. Da, greu. Dacă cu Simota de lucrat, că era considerat un tip violent, un tip dur, un tip... Da, nu. Mie chiar nu mi-a fost, m-am înțeles foarte bine cu ea. Foarte bine. Bine, eu eram vulcanic atunci, eram... Au trecut destul timp. Aveam niște chestii. De exemplu, mai mă furau arbitrii. Așa. Și odată țin minte, m-am dus și i-am tras un șut la ușa de la arbitrii, că a sărit aia, a căzut. A căzut. Și a venit Alin, m-a luat în brațe și m-a dus de acolo, m-a dus în vestiar la noi. Nu mai fă asta, că ne suspendă ăștia, că nu știu ce. Lasă-mă că nu ne suspendă, că ăștia sunt convinși că ne-au furat. Și a trecut. Da. După aia stătea lângă mine mereu să nu fac vreo boacănă. Dar e adevărată poveste apropo de asta, că sărim de la una la alta. După aia o să vă arăt, da, niște poze, că am o surpriză pentru dumneavoastră. Am citit undeva că l-ați bătut cu patentul pe Dăscălescu la Astra. Pe care? Pe Mihai? Că erau doi frați. Unul din ei, nu știu pe care. Mihai și Daniel erau. Deci Mihai a fost mai... a ajuns mai sus ca fotbalist, că de la Astra a plecat la Rapid. Așa. Era atacantul, dar Mihai Dăscălescu. Deci promitea mult. La un moment dat l-am adus la
19 ani cred că avea când l-am adus de la Hunedoara. Era în grupul celor 5 care i-am luat de la Hunedoara. Cu patentul? Nu. Nu l-am... Cum să dau cu patentul în el, nu? Dar e o poveste data. Care s-a născut și s-a perpetuat așa în timp, că l-ați fi bătut cu patentul pe Dăscălescu. Nu, Mihai zicea neagabe, mie îmi convine, că mai știe lumea de mine. A, deci râdeați de povestea asta. Că, na, da, normal. Râdeam de poveste, dar nu s-a întâmplat. Așa, câte o palmă îi mai articulam eu, dar da? Nu de maniera aia. Nu de maniera aia. Deci le mai dădeați câte una peste ceafă. Așa. Așa, rar, dar le prindea bine. Dar asta pentru că la vremea dumneavoastră ca tânăr ați luat peste ceafă palme de la antrenori? Da, antrenorul meu de junior. Așa. Antrenorul meu de junior avea un fix. Ne trăgea palme și ne tundea zero. De ce? Era așa vrea el, dar... Probabil că a fost unul dintre cei mai mari antrenori de copii și juniori, Leon Lazar se numea. Așa. Am fost campion de junior cu el și vicecampion, deci un mare, un imens antrenor. Și avea săracul 4 clase, dar o capacitate... Eu zic că de la el am primit educația mai mult decât de la tatăl meu. Așa. Avea o grijă imensă. Deci omul era necăsătorit, nu avea familie, deci stătea de la ora 8 dimineața până la 10 seara, făcea antrenamente separate. Eu țin minte, eram, de exemplu, mai mărișor la liceu și nu puteam să vin la antrenament. Venea numai pentru mine, făcea numai pentru mine 2 antrenamente pe săptămână. Făceam singur. Un om deosebit. Și el ne mai articula așa. Și ne tundea, îi plăcea lui. Pe mine m-a tuns de 2 ori. Singura dată când m-am tuns chel, așa, a fost provocat de naleu. După care v-ați lăsat părul să crească, că am văzut pozele și vă arătăm acum pozele. Da, avem pozele de la... Să știți că... Da. Avem pozele de la băiatul lui Andrei Stocker, cu care am vorbit între timp, după ultima noastră discuție. Și ne-a trimis niște poze. Stocker este sus, este Jackie Ionescu, antrenor, în mijloc, sus. Jackie Ionescu, da. Imediat în dreapta lui Jackie Ionescu este Stocker. După aia, al treilea de la Jackie Ionescu în dreapta este Tonka. Iar dumneavoastră sunteți pe rândul de jos, cum vedem noi acum imaginea, al treilea de la dreapta la stânga. Nu? Da, sunt lângă Nițu. Aici Nițu în dreapta. Nițu, fostul Ninel Nițu. Așa, ce și mai jucă? Avem o poză, deci pe asta am văzut-o, și mai e o poză cu dumneavoastră pe rândul de jos. Asta nu-mi dau seama din ce an e poza asta. Aici toată lumea pare că avea plete. Era moda asta venită, cred că din Anglia. Era moda, dar știți că nu, mult timp după treaba asta a venit ordin de sus. Așa. Jucătorii să nu mai aibă părul mare. Serios? Și ne jucam cu agrafe, strângeam părul ca să ne lase să jucăm. Ce? Era cum să vă spun, nu eram lăsat să facem ce vrem, deci erau multe opreliși pe timpul ăla. Și chiar a trebuit să renunțați la păr? Adică după ce a venit directiva asta de pe linie de partid, da, probabil? Da, ne tunde, de ce? Nu de tot, dar trebuia să ne tunde. Păi nu ne primeau arbitrii în teren. A, vorbiți serios? Era deja directiva ajunsă la arbitrii? Da. Noi am jucat o dată la Deva, că aveam terenul suspendat cu cine am jucat, doamne? Cu CFR Cluj. Așa? Cu CFR Cluj, da. Și n-am putut să intru în teren. Pentru că avea părul lung? Deci în 5 minute un coleg care nu juca m-a tuns. Gruber îl chema. Așa? L-am făcut rost. Fai că și mi-a tăiat părul. Eram ciuntit ca naiba. Incredibil. Asta ce an se întâmpla asta? Mai țineți minte? Da. Deci asta era în 74. În 74. Aici, în poza asta, sunteți omul de aici, de jos, din dreapta. Da. Tricourile astea roșii erau la Jiu?
Stați puțin să văd, numai Ia, puțin. poate O să mărim un inter... pic și lăsăm toată poza Da. în ecran. Da. Mai jucați și în roșu, văd. Că jucați în portocaliu, ați jucat în alb, în negru, la Jiu. Da, probabil că asta este undeva... În deplasare. Echipament de deplasare, da. Aha. Asta e poza, aici sunt toți oamenii din... Da. Probabil e undeva finalul anilor 70. Nu-mi dau seama. Pare o poză mai... Da. Mai în a doua jumătate a anilor 70, așa. Ia să vedem. Da, mă scuzați că am luat telefonul. Stați dar, liniștit, nu-i problemă, că vă vedem. Nu se văd capetele la rândul de sus. Ok. Că nu văd, eu nu văd nici antrenorul. Ok, o să vă trimitem noi poza după aia și o să le spunem da, oamenii. Aici e... Nu știu când e făcută poza asta, dar chiar e, nu știu. Deci o poză cu părul mare, toată lumea, și Stoker are părul mare. Toată lumea? Da. Da, asta era înainte de directivă. Da. Bun. Haideți că rămăseserăm cu povestea săptămâna trecută la meciul cu Bacăul. Acel meci care trebuia să fie câștigat de Bacău. Interese comerciale, politice, pentru ca Ioan Niculae, patronul de la Brașov, să obțină un business cu niște supermarketuri, care putea fi facilitat de cei de la Bacău, de familia Sechelariu. Da, noi nu știam treburile astea, vă dați seama. Da. Mine nu m-a interesat. Dar așa s-a vorbit ulterior. Dumneavoastră, deci n-ați venit la stadion, echipa era pregătită să piardă, însă echipa a câștigat. Asta e marea răsturnare de situație. Nu! Am fost la stadion. Păi eu am stat cu echipa în cantonament. Așa. Am pregătit jocul. Deci cineva i-a spus lui Niculae, nu-i spune dinainte că ăsta nu vrea. Să mai aplecați un pic telefonul, domnule Stan. Un pic doar, că sunteți prea, în momentul ăsta, prea jos. Așa? Ok, da. E bine? Mm-hmm. Da, e perfect. Deci l-am sfătuit să nu-mi spună în cursul săptămânii, în zilele premergătoare jocului, știți? Da. A zis, nu îi spune că faci rău. Și a venit și ne-a spus cu o oră și un sfert înainte de a începe meci. Adică mi-a zis mie prim. Da. Și eu am rămas șocat, vă dați seama, să spună cu o oră și ceva înainte că nu trebuie să joci. Na. Da, stați un pic. Chiar sunt curios cum arată o scenă din asta, când vine patronul și spune că nu trebuie să câștigi. Cum se întâmplă? Era în vestiar? Unde era toată povestea? Acum nu, poate sunt lipsit de modestie, dar mie trebuia să-mi spună că știa că nu se făcea nimic fără mine. Deci, așa? Da, trebuia să-mi spună și nu a avut ce face. Deci a trebuit să spună că ei așa acces la jucători nu prea aveau. Nu prea aveau și mi-a spus asta, am rămas șocat. Da. Am spus că nici nu am ce să fac. Na, era echipa lui și... Un tip destul de... deci era foarte... Nu agresiv, dar era totuși destul de dominator așa în toate discuțiile, Niculae. Știu că l-am cunoscut și un tip care cumva și desconsidera pe cei din jurul lui. Toți erau proști pentru el, toți erau... Vreau să vă spun ceva. Cred că sunt singurul om cu care a lucrat el pe care nu l-a jignit. Așa, deci da. Nu m-a jignit niciodată. Ok. Da, și există un respect de ăsta reciproc. Dacă, probabil că a văzut că vreau să fac ceva, mă gândesc. Așa. Da, și a venit și mi-a zis că trebuie, uite, asta e situația, e mare nevoie, că n-avem cum, nu mai are cu ce să plătească echipa. Era și într-o situație mai grea. Și a zis așa, am zis, nu pot eu să merg, da, cerându-le jucătorilor la fiecare meci să câștige, să spun acum că trebuie să pierdă meciul. Zic, nu fac asta. Așa. Cum nene, că îmi zicea mie nene, așa. Așa. Cu toate că, da, eram acolo cu vârsta și zice, uite, cine să le spună? Zic, nu știu, mergeți și le spuneți cu președintele dumneavoastră și spuneți-le băieților. Așa. Cum, domnule? Nu, domnule, eu spun și alt lucru. Zic, eu mă urc în mașină și plec.
Așa. Dacă așa rămâne, eu mă urc cu mașină și plec. L-a luat pe cine? Pe Romică, pe Pașcu și pe Covaci. Așa. Așa, și s-au dus la băieți. Noi steam în spate la cantonament, la stadion, le-a zis, bă, băieți, asta e, uite, așa trebuie. Ha, când au stăia, nu, domnule, nu facem nimic, păi nu. Băieții erau conectați la Cupa UEFA deja, vă dați seama. Da. Am stat pe locul 2, etape întregi și, nu, era urât. Nu. Și atunci nu au fost de acord. Mamă, este în stat turbat. Băi, nene, ăștia nu vor. Și zic, și eu ce să fac? Așa. Eu ce să fac? Asta e situația. Deci nu avem ce. Dacă nu vor, jucăm. Nu, dumne, nu. Da, mă rog, acolo și... deci mai erau 45 de minute și începea meciul. Nici la încălzire nu era. Și că erau discuțiile astea. Da, deci că erau discuțiile. Deci el se ruga practic de echipă să trântească un meci. Dar e interesant că n-a trecut totuși la amenințări, că putea să facă și chestia asta. Da, putea. Deci, părerea mea e că și el a fost îndoit. Îi părea rău și lui că vrea și cupele europene în același timp. Au fost probleme. Și atunci eu când am văzut că se insistă și că treaba asta, zic, bă, zic, n-am ce să fac, mă bagă la mijloc. Da. Deci sunt între echipă și conducere. Și atunci am luat hotărârea să plec. M-am dus, i-am anunțat, vedeți că plec, i-am zis, lua adică la rămâi tu. Da. Plecase și Adi, l-am întors din drum. Și i-am zis eu, bă, zic, rămâi tu cu echipa, mai ținem legătura, mai nu știu ce. Și am plecat acasă, m-am dus, am văzut meciul la televizor. Așa. Da, și acolo, deci nu, Bacău era într-o perioadă foarte grea, deci extrem de grea și nu le mergea jocul, era Ghiță Păinară, săracu, antrenor, le cunoșteam bine și nu le ieșea nimic, ce să mai, dacă mai țineți minte, au fost în prima repriză de vreo 3 ori cu portarul, cu Dosei nu lăsa nimic. Da, a apărat Dosei incredibil, așa e, da. Da. Și după aceea, repriza a doua, au și căzut fizic ei și spre norocul, spre marele noroc. Am văzut, vă spun, am câștigat meciul, a dat Sandu Andra și 2 goluri, care a intrat în repriza a doua. Ne scotea din campionat pe ambele echipe. Eu am vorbit cu Mircea Sandu, noi ne cunoșteam de mici, am copilărit pe terenuri vecine, da? El la școala sportivă numărul 2 cu Tomescu, cu bătrânul Tomescu, eu la Metalul și zice, vă scoteam pe ambele echipe din campionat. Asta era așa o vorbă. Na, nu cred că scotea pe nimeni. Nu cred că scotea pe nimeni, sincer. Fusese înainte meciul Rocar Petrolul, da? Cu un mare scandal, cu un imens scandal. Așa. Și nu știu cum nu s-a luat măsura atunci. Acum eu cred că ne scoteau. Părerea mea e că ne scoteau. Trebuia să dea un exemplu că se mulțise cazuri. Se mulțise. Cu rezultatul ăsta ați mers în Cupa UEFA. Noroc a ieșit așa. Da. Cu rezultatul ăsta echipa a mers în Cupa UEFA. E ultima participare în Europa a Brașovului. Da. În Europa, da. Unde ați întâlnit pe Inter. Pe Inter, da. Nu, prima dată pe Mica Aștarac. Mica Aștarac, da, ok, dar după aia pe meciul serios a fost cu Inter, cu Ronaldo revenit. Ce vă mai aduceți aminte de la meciurile astea? Păi era, avea o echipă, deci în poartă, cum îl chema, marele portar al echipei naționale. Cum, cine? Toldo, cred că era, nu? Toldo, da. Da, era Adriano, atacantul. Erau Zeidorf, erau mulți. Wow, avea o echipă senzațională. Senzațională echipă și acolo s-a greșit foarte mult, s-a pus biletul foarte scump, nu mai mi-aduc aminte că foarte scump și lumea n-a venit la meci. De unde trebuia să fie stadionul Arhiprim, tot campionatul jucasem cu oameni rămași pe afară că nu mai aveau loc în stadion și la meciul ăsta a pus un bilet și nu a venit lumea. Au fost 7.000 de oameni, mă uit acum pe cronica meciului, 7.000 de oameni la meci. Da, și vă dați seama că trebuia să fie 20 și
Da, așa a fost să fie. Cum ați gândit meciul? Când întâlneați o echipă care avea pe Zanetti, pe... Cum ați gândit meciul ăsta? Echipă cu Zanetti, cu Zeedorf, cu Ronaldo, cu Ventola, cu Adriano, mă uit acum, Dalmat, Emre. Da, da. Dar să vă spun că, să vă spun adevărul. Cum? Deci eu n-am stat pe bancă la meciurile alea două. A stat hârlab. Nu, nu. Eu eram la Astra deja. Când a vrut Nicolae, n-a vrut să-mi dea un dolar în plus la contract, ca să-mi prelungească contract. Ok. Da, a fost a fost o chestie așa, de abominabilă. Deci cum? Povestiți-ne un pic. Da. Ce a făcut? Ce a făcut Nicolae? Deci, când s-a terminat campionatul respectiv, da, ăla cu Baku, și ne-am clasat pe, până la urmă, pe locul 3, da, și am avut acces în Cupa UEFA, așa, trebuia că m-au lucrat acolo. Eu nu mă interesau actele, la mine cuvântul era lege. M-au modificat contractul și mi-au pus renegociere în vară. Asta după meciul cu Bacău. Așa. Mi-au pus de... Eu, nu, mie nu mi-au zis nimic, că m-a semnat unul pe acolo dintre cei de la club, nu știu cine. Așa. Și, da, și trebuia renegociere. Deci în momentul ăsta, ca să mi se prelungească contractul, trebuia să mi-adauge un dolar la suma avută în contract. Așa. Uite, înainte. Da. Știți? Da. Deci, Nicolae m-a prins și pentru ce am făcut la meciul cu Bacău, așa, n-a vrut să mai facă. Să dea o sumă în plus ca să-mi prelungească contractul. Un dolar? Da, deci trebuia să dea mai mult cu un dolar. Peste ce era. Așa. Și n-a vrut să pună dolarul ăsta peste. N-a vrut. Și atunci eu am plecat. Am plecat la Astra, am fost atunci pentru a doua oară, au venit imediat cei de la Astra și am plecat. În schimb, așa, în schimb, m-au consultat pentru meciul respectiv, au venit după mine să mă duc la Trieste, s-a jucat, nu s-a jucat la Milan. Da, era suspendat, cred că, terenul sau ceva. Exact, era suspendat pentru Inter și au venit chiar să merg acolo și am zis că nu pot să las echipa pentru că eu sunt antrenor la Astra acum. Mai m-au întrebat, mai m-a asta și a fost Adi Hârlap cu ei. Uh-huh. La Trieste și aici. Și aici nu te puteai lupta cu aia, meciul a fost 3-0-0-3. Deci asta a fost. Bine, lumea ține minte că am fost în cupele europene. Dar interesant că după aia v-ați întors la Brașov. Deci în campionatul ăla, da, în etapa 7-a, da, mă băreau din etapa 3-a. Că noi eu am jucat, fiind la Astra, am jucat cu FC Brașov la Ploiești, da, pe mai pe stadion. Da? Era Ilie Dumitrescu la FC Brașov. Că el a venit în locul meu. A, deci pe Ilie Dumitrescu l-au adus. Da, ei se luptau de mult și Ilie vroia mult să vină aici, mă rog, ca orice antrenor. Uh-huh. Și i-am bătut cu 3-0. Deci Astra, FC Brașov, 3-0. Și v-au luat la telefoane iară. Deci în noaptea aia, așa, Nicolae m-a sunat pe la ora 2. Deci la ora 2, nene, hai înapoi că e dezastru. Hai că nu știu ce, nu știu cum. Stai, domnule, puțin. Ce să vină înapoi? Așa. Ce să le zic eu la oamenii ăștia care s-au purtat frumos cu mine, mi-au făcut ce le-am cerut? Nu pot. Da, mă rog, am văzut ce am mai vorbit, după aia iar. Dă-i mereu mă suna, mă suna. Și așa m-au făcut că în etapa 7 am plecat de acolo și am venit la Brașov înapoi. Probabil că una dintre cele mai mari greșeli ale vieții mele. De ce spuneți asta, că e una din cele mai mari greșeli? Pentru că am plecat de la oamenii ăia care nu meritau lucrul ăsta. Da. Nu pot să spun că am profitat de niște chestii acolo ca să plec, dar nu pot să spun. Și ce? De ce ați profitat? Stați așa că ne-a trezit interesul. Ce ați făcut? Nu pot să spun. Păi? Ce e așa secret? E ceva ilegal? Ce ați făcut? Nu.
a tăiat cineva firul exact când încercam să aflăm ce s-a întâmplat între între Astra și Gabi Stan. Ce? S-a întrerupt, a tăiat Nicolae de la Astra firul acum. Da, nu, că nu o să, nu o să vă spună nimeni, vă spun eu. De la secul. Așa. Da, mie mi-a părut rău că vă spun, deci eu am fost cel care am greșit acolo. Așa? Sufletul meu era aici pentru că echipa fusese făcută de mine cu mari greutăți, fără bani, fără cu bani extrem de puțin. Așa. Așa și asta era. A trebuit să plec, asta a fost. Și până etapa a șaptea v-ați am întors. Da. Deci am plecat acolo și am venit aici. Da, am găsit un dezastru. Un dezastru internațional și... De ce? De ce ziceți că era dezastru internațional? Era echipa, ai ce să vă spun, era un vestiar cu muzică, cu... Doamne ferește! Cum adică? Eu i-am întrebat de ce, bă, voi sunteți că eu nu vă recunosc. Cum n-ava să vă concentrați, mă, când voi ascultați muzică și asta? Și eu aveam alte principii. Mulți antrenori ziceau că asta e bine, că destinde, dar eu eram pentru concentrare, nu pentru destinderea jucătorilor. A, Ilie și... Dumitrescu era cu muzica grecească în vestiar de la Bacău, ții minte povestea. Nu? Da, el era. Da, Ilie așa era, deci alea erau principiile lui, nu le putem contesta. Da. Fiecare cum crede de cuvință că e mai bine, da. Ce, asta e muzica și... în secunda 2. Cum ați venit? Ați închis aparatul? Da, am zis nu vă supărați, nu mai trecem la altă atitudine, la alta asta, faceți ca mine acum. Da. Bine, ei mă știau. Că de fapt vă spun sincer acum. Deci băieții m-au vrut înapoi. Deci ei au insistat la Nicolae, deci s-au dus și a zis nu, îl vrem pe neagabil, vrem pe neagabil. Deși aveau libertate, și, înțeleg, mai mare, adică dumneavoastră erați mai aspru, Ilie Dumitrescu înțeleg că îi lăsa mai liber, îi lăsa pe jucători un pic să... Da, da. Cu toate astea, da. Băieții țineau mult la mine. Că știau că le vreau binele și mă lupt pentru ei. Deci, nu, e cât asta, că altfel nu mi-explic. Adică nu mi-am explicat la timpul respectiv. Și am venit, păi ce să vă spun, că anul ăla abia am scăpat de retrogradare. Ok. Abia ați scăpat de retro. Da, am avut probleme grele. Na, știți cum e după un an de ăsta cu rezultate bune și astea, dacă nu ești atent și dacă nu faci ce trebuie, imediat apare reculul și a apărut și la noi. Noroc că am scăpat anul ăla și... Și asta a fost. Și relația cu Nicolae, cum a continuat? Relația cu Nicolae de la Brașov? Da, ca și cum nu s-a întâmplat nimic, deci a fost în regulă. Aha, ok. Dar ați plecat. N-a stat mult. La Brașov ați mai rămas cât? Până la finalul sezonului? Până la sfârșit, da. Și a plecat. Ați plecat în Moldova, la Zimbru. Așa, exact. La Zimbru am plecat. Dar acolo iară am avut o perioadă bună. Vă întreabă cineva dacă e adevărat că atunci când erați la Astra s-a negociat cu Dănuț Lupu să vină la Astra și când a ajuns în parcarea stadionului s-a răzgândit și a plecat. A fost o discuție într-adevăr. Așa. Dar nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta. Nu mai țin minte. Nu știu de ce. Contractul sau... Nu știu despre ce era vorba. Dar ați fi avut, cred că, o problemă cu el în vestiar, totuși, că nu era un tip comun. Aveam, că eram două pietre tari. Da. Dar eu, pe mine, nu m-am întrebat de ce nu-l vrei sau trebuie asta. Mie, țin minte, mi-a spus că parcă așa și a zis nicio problemă, că avem nevoie de jucători. Și mai ales chiar că aveam nevoie de un jucător puternic moral. Da. Ca și caracter, da, aveam nevoie. Dar nu știu ce s-a petrecut. Că nici n-a ajuns în vestiar. Nu, probabil că nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu. Eu l-am vrut și pe Marius Nicolae când era la început. Avea 19 ani. Era la Dinamo. Era la Dinamo, da. Și de ce nu l-ați luat? Da. N-ați putut să vă apropiați de el. Nu l-a dat Dinamo. Uh-huh. N-a vrut să-l dea Dinamo. Dar eu am văzut în
în Marius, jucătorul care urma să devină. Da, era... Mă uitam pe lista cluburilor la care ați fost și vorbeam data trecută că ați avut numai patroni de ăștia dificili, Niculae de la Astra, Niculae de la Brașov, dar văd că în 2004 ați fost și la Vaslui. L-ați avut pe Porumboiu patron? Da, da. Cum a fost perioada de la Vaslui? Nu bună, după cum vă simt, n-a fost grozavă perioada de la Vaslui, nu... N-a fost grozavă pentru că să vrea promovarea. Așa. Acolo s-au luat niște jucători, deci în mare parte cu care nu eram de acord. Cine? Mai țineți minte? În viziunea mea, la momentul ăla, de fapt, de altfel, jucători buni. Dar nu ar fi făcut obiectul unei promovări. Uh-huh. Deci... Nu știu, eu simțeam lucrurile astea. Probabil că le-am și demonstrat în timp. Dar a fost, lumea era, vroia neapărat prima ligă. Domnul Porumboiu a făcut niște eforturi extraordinare. Eu l-am apreciat foarte mult. Păi, hai să vă dau un exemplu. Deci venea un jucător și spunea, bine, la masă, mă chema și pe mine ca antrenor și zicea, ia zi-mă, Costel Ilie, tu cât vrei contract? Da. Ăsta zicea, dau o sumă, nu reală. Uh-huh. 10.000 de dolari vreau contract. Băi, fii atent, eu îți dau 16, dar îmi faci treabă? Ceilalți patru zicea 10, nu bă, îți dau 7, dacă vrei. Pe cuvânt, da, era un astfel de om. După aia cerea, într-adevăr. Mă și degreva de niște chestii, că venea... Ce? Făcea tactica, înțeleg. La hotelul lui. Vă degreva de niște chestii tactice, că înțeleg că îi plăcea să se bage lui Porumboiu și a și recunoscut. Nu. Nu? Nu s-a băgat. Ulterior s-a băgat. Ulterior s-a băgat. La mine nu. Venea, îi plăcea să stea de vorbă cu jucătorii, într-adevăr. Și dacă eu aveam o discuție cu ei, trebuia să o întrerup, că vorbea. Dar nu de tactică, de astea, nu. Nu. Și ăsta, un sfert de oră, vorbea. Așa. Odată i-am zis. Da, odată i-am zis. Zic, îmi faceți greutăți. Așa. Îmi faceți greutăți că eu îi canalizez pe o direcție a fotbalului, dumneavoastră veniți cu altceva. Uh-huh. Gata, nu mai veni. Și n-am mai venit. Dar ce le spunea? Da. Sunt curios, cum vorbea cu ei? Deci hai să o numesc o problemă psihologică. Vorbea cu ei, bă, voi trebuie să fiți uniți, trebuie să munciți, trebuie probleme de genul ăsta. Da. Nu să băga la tactică, nu. Nu, Doamne ferește, nu, băi, da, e. Probabil că auzise și dă mine, mă sculam și plecăm. Ce înseamnă asta? Suntem astăzi pe timpul lui FCSB? nu făcea nici de însă așa. Nu. Era... Îi plăcea foarte mult fotbal. Păi eram la antrenament, într-o zi, la un moment dat, eu lucram ce aveam de lucrat, da? Într-o jumătate de teren eram. Și în spatele meu, domnul Porumboiu dădea la poartă, la portar. Când am văzut pe teren, patronul de portar stătea să uita. Da, mi-a fost jenă, sincer, mi-a fost jenă să-i zic atunci ceva și l-am lăsat să... Își termine antrenamentul cu portare. Așa. Și i-am zis după antrenament, vă dați seama în ce situație îl puneți pe ăsta, antrenorul cu portare. Mai vine cineva, mai vede, e jenant. Bă, să știi că ai dreptate. Dar să știți că am auzit că făcea, a continuat să facă asta și cu alți antrenori, adică n-a rămas doar acolo, a mai făcut-o. Să poate. El vrea să facă mișcare. Da. Da, vedea că venea și alerga în timpul antrenamentelor, mai venea și alerga pe margine. Da. Eu mă gândeam atunci, zic, mă spionat, o face să alergați. Își face de lucru ca să vadă, ce antrenează. Eu cred că asta făcea de fapt. Își făcea de lucru să vadă și cum sunteți. Eu i-am zis în glumă. Da, lui i-a plăcut foarte mult de un antrenor. De? Cu care eu sunt foarte, foarte bun prieten acum, cu Bădia, cu Zdrobici. Așa. Îi zicea Zoru și bă,
Și eu sunt cam stilul lui am fost. Noi de-aia acum ne și atragem așa și discutăm că a fost un tip pe gustul meu. Și lui îi plăcea mult pe Bădia, de Bădia. Îl dă de afară, l-a ducea imediat înapoi. Bă, l-a duc pe ăsta. Nu, mă, ăsta, ia să plece ăsta de aici, care era. Și îl aducea pe Bădie. Bădie era un tip de ăsta care nu accepta nici el imediat de dea replica, dar la un moment dat prindea, că le plăcea oamenilor. Bă, ăsta măcar e hotărât, mă bazez pe el. Da. Și da, toată cariera lui, deci a avut multe probleme pe la echipele la care a fost. La Galat, de unde n-a fost și Bădia, a avut multe echipe. Cum v-ați despărțit de Porumboiu? Un antrenor care eu l-am apreciat foarte mult. De Porumboiu? Da, cum v-ați despărțit de el? M-am dus la el, era la birou, la hotel, de acolo avea birou și i-am zis, domnul Porumboiu, am venit să vă salut că plec. Bă, ce? Cum? Păi așa, bine, plec, nu m-am stat. Am avut eu niște probleme la un meci cu Focșaniu. Așa? Chiar era Chirilă la Focșani, eu nu știu. Bun antrenor la Focșani? Da. Cum era? Da. Da, Chirilă era la Focșani. Așa. Și... V-a bătut sau l-ați bătut? I-am bătut până la urmă cu 2-1, dar greu. Păi și ce probleme ați avut dacă i-ați bătut? Ei, cu niște jucători. Cu niște jucători și am zis, nu. Nu e pentru mine. Eu când simțeam niște chestii de-astea și... Eu aveam o vorbă, ziceam, băi, boală lungă, moarte sigură, ia să mă feresc eu de moarte și plecam. Așa. Dar ce, au vrut să vă lucreze sau ce ați simțit? E așa, cam de manieră asta. Aha. Da. Da, interesant. De ce se întâmplă? Erau năbăduiești că acolo erau jucători, fost jucători, erau spre apus, dar de mare valoare, Costel Ilie, Botarul Bogdan, Botez, și pe Edi Ordănescu l-am avut acolo. Da, ce la... Mi-a fost jucător acolo. Unde? La Vaslui? La Vaslui, da. Dar un băiat de un bun simț extraordinar. Da, și cu calități. Dar n-a fost să fie. Avea din calitățile lui Taică, să avea finețe, dribla. Eu... Dacă el ține minte, i-am zis și atunci. Tu, Edi, îți spun direct în față, nu știu dacă o să ajungi un mare jucător, că ai de toate. Nu-ți trebuie nimic. Dar ce i-a lipsit? Da. Ce credeți că i-a lipsit totuși să ajungă ca taicăsu? Tocmai dorință. Dorința. N-a avut dorință. A fi putut ajunge. Aha. Deci i-a lipsit dorința. Știți cum e. Deci în fotbal se spune că ajung cei cărora le e foame, știți? Mhm. Uh-huh. Așa a fost întotdeauna. Și așa e. Băieții săraci, luați un fotbal mare pe Ronaldo, pe Cristiano. Deci vă dați, nici Messi n-a fost un bogat sau să aibă părinții și așa mai departe. Ăstora le-a fost foame, a muncit pe brânci până la epuizare ca să ajungă să scape de viața aia îndoielnică și eu știu. Am muncit mult și au ajuns. Și ca ei sunt nemiluită. Povestiți-mi un pic de la Orhei, de la Milsami. Un club dificil totuși, cu un patron dificil. Foarte, foarte dificil. Deci atunci, deci ce se întâmplă? Eu în Moldova de data aia m-am dus pentru Ursidos. Era o echipă, am promovat în primă ligă. Și nu ne-au înscris că patronul nu plătise impozitele la stat. Așa. Și nu ne-au înscris în prima ligă. Și atunci patronul vroia neapărat prima ligă. Da. A făcut fuziunea asta cu Orheiu, da. Și eram, că îi spunea Milsami Ursidos. Asta era denumirea corectă. Ok. Și da, m-a dus, a zis, dar vin cu o condiție să aduc eu antrenorul. Și m-a adus, fusese Ștefan Stoica la Milsami. Da. Și eu la Ursido. Și atunci ea n-aveau ce să facă, că ea era într-o situație grea financiar, grea. Și i-am zis lui Fane atunci, băi mă, rămânem amândoi, ce, n-ai văzut? Sunt țări,
care au doi antrenori la echipa națională. Noi nu suntem echipa națională, dar putem lucra. Da. N-a vrut Fane. Nu a vrut. Un ziarist din Moldova a zis că l-ați lucrat. Scria, am citit undeva un articol de atunci. Ca să vă spun românește, un prost. Că eu n-am lucrat pe nimeni. Da? Asta a fost ideea că am venit noi. Deci patronul ăsta și-a impus condițiile. Vă dați seama că venea cu banii. Dar cine este celebru Șor? El a venit? El era... Nu, Șor era la ei. Aha, da? Ok. Atunci, în perioada aia, avea probleme. Deci avea... Panosul chema Ursache. Așa. Ursache era. Și... Da, acolo... Cred că sunt singurul antrenor care făcea antrenament cu 42 de jucători. Păi de ce? Că niciun patron n-a vrut să renunțe la jucători. Ah. Păi și trebuia să-i antrenez, că dacă aveau contracte. Și am găsit, până la urmă am găsit o metodă. Îi chemam pe unii dimineață și pe unii după amiază. Și de băgat pe cine băgați în teren? Păi nu, că îi amestecam și la antrenament, ca să nu... Nu era ceva, fac un antrenament cu Ursidos, unul cu Milsami. Așa. Nu, deci îi amestecam. Dar aveam probleme mari. Vă dați seama la atâția jucători că toți vroiau să joace. Erau jucători de echipa națională și trebuia să vorbesc cu ei. Probleme mari. Da, și acolo am plecat când eram pe locul 3, dacă nu mă înșel. De ce ați plecat din Moldova? A fost o chestie cu niște pariuri. Povestiți-ne un pic. Am pățit multe, că mă cheamă și Stan, știți? Așa, povestiți-ne. Stan pățitul, ce s-a întâmplat? Povestiți-ne un pic. Stan pățitul. Dacă vreți, puteți să dați fără nume, dacă nu vreți să dați nume, dar povestiți-ne un pic. Pentru că știm că Moldova e o țară în care se întâmplă multe și s-au întâmplat multe. Acum mai, atunci era în vogă treaba asta. Așa. A fost și un proces, a fost problemă mare. Așa. Deci jucam, că după meciul ăla am și plecat. Jucam cu Sfântul Gheorghe, o echipă după ultimul loc. Da. Au și ei un oraș, sat, nu știu ce e, Sfântul Gheorghe. Da. Și da, erau în prima ligă. Îi bătusem la ei acasă cu 2-0 în tur și în retur au venit la noi și ne-au bătut cu 1-0. Da. Dubii mari de tot. Jucătorii s-au luat la bătaie și în cabină după meci. Ai dumneavoastră? Da, ai mei. S-au simțit între ei, vă dați seama. Așa. Și, na, mi-am dat și-o seama, m-am dus la ăsta, la patronul meu. La Ursache. Ăia îi simțeam de mult, că nu le convenea. Deci nu la cei de la Milsami, știți? Așa. Deci, nu le convenea ideea cu venitul nostru, cu treburi de genul ăsta. Uh-huh. Deci dacă pot spune ceva, nu eu l-am lucrat pe Fane, ei m-au lucrat pe mine. Așa. Dar a fost, am acceptat, e treaba mea. Deci, da. După ce nu se incriminez? Deci n-am voie. Așa. No, și m-am dus la patron și i-am zis, domnule, uite cum stau lucrurile, asta și asta, eu în seara asta plec. S-a rugat de mine acolo, mi-a dat niște bani, zice, în ideea că poate rămân, știți? Da. Mi-a dat bani din contract, care avea să-mi dea, că se întârziasă puțin. Și a zis, nu mai stau sub nicio formă. Și în seara aia chiar am plecat. Am plecat la Brașov. Și ce se întâmplase de fapt? Jucătorii jucaseră la pariuri împotriva lor, practic, împotriva echipei. Eu n-am, da. E o bănuială, dar n-am dovezi, n-are nimeni. Dar probabil că de asta se și luaseră la bătaie, de asta se și acuzau în vestiar. Asta m-a făcut și pe mine să am convingerea totală. Am văzut și eu în timpul meciului, dar... Și da, asta și... Ăia n-aveau cum să ne bată în mod normal. Uh-huh. Deci n-aveau cum. Dar asta e. Păi ce dracu, parcă erau șerif cum treceau mingile pe lângă poarta noastră. Da? Ce să faci? Cum s-a povestit? Descrieți-ne un pic, aveți talentul ăsta de povestitor. Deci ați intrat în vestiar și v-ați găsit jucătorii lându-se la bătaie sau cum? Da, și am ieșit. Deci ați deschis ușa, se băteau și ați ieșit? Dar eu nu aveam ce căutam conflictul ăla, vă dați seama.
Păi trebuia să interveniți totuși, să-i despărțiți să ceva. Ăștia s-a acuzat. Ce dracu, poate mi-o luam și eu pe acolo, erau aia... erau nebuni. Erau nebuni și... Nici nu mai știu. Deci când am plecat, nici nu mai știu după aceea ce s-a întâmplat. L-a pus antrenor pe unul, Crescenco, de la ei, fost un jucător de echipa națională, mare fotbalist. Și anul l-au luat cupa. Au jucat finala cupei și au câștigat, că mai erau din campionat, mai erau câteva etape, da? Și urma să joace o semifinală de cupă și finala, da. Și au câștigat și au mers în cupele europene. Povestiți-ne în final care a fost cel mai dificil jucător pe care a trebuit să-l antrenați în cariera dumneavoastră. Dificil? Da. Un tip pe care cu greu ați putut să-l struniți sau poate nu l-ați putut struni deloc. Da, nu vă vine să credeți. Cine? Surdu. Sabin Ilie. Păi, de ce? Sabin Ilie. Povestiți-ne un pic. De ce? Deci la FC Brașov. Eu când am venit la FC Brașov de la Metro, da? Pe Sabin Ilie îl dăduse la ICIM contra pe el, pe Mitu, care a jucat la UTA, la cu da. Croația. Da. Îi dăduse la ICIM, Divizia B, da. Era atunci. Și l-am luat pe Ganea. Nu, ei îl luaseră pe Ganea, că eu încă nu venisem la echipă, era într-o iarnă. Mm-hmm. Și era Mișu Ivancescu, era conducător. Da. Eu îl văzusem pe Sabin Ilie în câteva meciuri, jucând mai puțin spre final pe tineretului. Și da. Am zis că ăsta ajunge fotbalist. Și i-am zis lui Mișu, l-a rugat, du-te la ICIM. Da. Adu-mi înapoi pe ăștia amândoi, pe Sabin Ilie și pe Mitu. Da. Le dăm ce jucători vor ei din aia care nu joacă, bineînțeles. Uh-huh. Îl vroiam și pe Ganea. Da. Deci vroiam să rămână. Că în cazul ăsta, dacă îi luam pe aia, trebuie să-l dăm pe Ganea. Da. Dar ăștia au fost băieți ca lumea și pentru echipa Faniona județului, au fost de acord. Le-am okay. dat, nu știu, vreo 4 jucători le-am dat. Așa. Și l-am luat înapoi pe Sabin. Avea 19 ani. Da. Da. Și l-am băgat să joace. Așa, ușor, ușor, l-am băgat să joace. Dar ce se făcea? Știți ce făcea asta? Nu. Acum pot să spun că a trecut atâta timp. Așa. Îmi făcea numai prostii. Și în timpul antrenamentului era un copil de ăsta imatur. Îl luam, îi trăgeam, îl băgam în vestiar să nu vadă lumea. Așa. Nu mai ieșea la antrenament, să urca în tren și pleca la Craiova. Plângând, probabil, că îl luați de ciuf. Să cea la taică să se plângă, mă bătă, nu ia Gabi. Îl lua tazul, bătea și el. Așa. Te îmbraci, îl ducea la gară, îl urca în tren, dimineața era la Brașov. Săracul era între două bătăi constant, între două cafteli. Da, îi prindea bine și la ora 11 era la antrenament. Așa. Da, și așa pățeam, am pățit treaba asta de vreo 3 ori. Dar de ce? Ce făcea? Adică pentru ce îl cafteați? Îl strica antrenamentul la un moment dat. Nu, se hârjonea Costa cu Mitu, nu făcea ce trebuie, aveam de exemplu, nu știu, lucram pentru finalizare. De unde? Le dădea numai aiurea, nu se încadra, pur și simplu. Și tot vorbeam cu el, și tot îi explicam. Și tot dacă vrei să ajungi fotbalist, trebuie să lucrezi, să faci, să drept. Da, intra pe oreche și apa. Și... Da. La un moment dat, da. Stăteam rău în clasament. Jucăm la Baia Mare, ne arbitra Adrian Porumboiu. Da. Și îl bag în echipă titular pe... Bine, mai jucase și înainte, dar titular într-un meci decisiv. Noi da. Cu Baia Mare. Cine pierdea, retrogradea la Baia Mare. Și înainte de meci am dormit la Cluj. Înainte de meci a venit Romică, cu cine mai era, cu Covaci, și zice, Gabi, te super, zine și nouă cu cine joci. De ce mă vrei să-i spui la Baia Mare? Mai glumeam cu ei. Zice, nu, dar auzise el că eu îl bag pe Sabin Ilie în teren. Așa, și de ce era o problemă dacă îl băgați? Auziți ce îmi spune? Zice, tu vrei să ne retrogradezi? Așa. Nu, tu ești nebun, cum adică vreau să vrei? Păi ce? Joci titular cu Sabin Ilie? Dar ce are, mă, Sabin Ilie? Ce are? Băiatul
a arătat la antrenament, este apt săptămâna asta, mi-a arătat că dorește și... Doamne, ce fii atent, Gabi, că nu ai la la la. Bun, mergem la meci, ca să o scurtez. Cine credeți, gol din farfecă Sabin Ilie, 1-1. Așa. Cu punctul ăla ne-a scăpat. Da. Venim pe mașină, Romica n-a mai venit cu mașina cu Covaci, a venit, că na, eram pe val, a venit cu noi în autobuz. Așa. În autocarul echipei. Și îl cheamă pe Sabin Ilie pe scaun, nu știu cine stătea, la dă pe ăla la o parte. Că mi-a spus băiatul și zice Romica, băiatul tati, să știi că eu i-am zis lui Gabi să te bage. Extraordinar! Incredibil, ce școală! Deci ce școală! Conducătorii din fotbalul românesc, ce școală aveau! Băiatul? Da? Da, acolo, mașina a venit și mi-a zis, ne, Gabi, eu știu cum stau lucrurile, dar auzi ce zice Romica că el v-a zis să mă băgați. Am vrut să-mi dau viață în mașină. De bine vă să rușine, îmi creez probleme de genul ăsta. Nu tu ai zis că vă retrogradez dacă jocul Sabin Ilie și cu nu știu, mai era unul, nu știu ce. Și zic, uite, Sabin Ilie ne-a câștigat, dar ce gol a dat în farfec. Ne-a câștigat meciul, l-a și felicitat Porumboiu. Da, și de atunci a rămas în echipă. Deci, îmi marca Sabin gol, atunci că mai erau etape. Mi-a marcat aproape la fiecare. I-am bătut în meci decisiv, ultimul, penultimul, că după am jucat și la Arad. De ce? Că am terminat și pe locul 10 atunci. De la retrogradare am terminat pe locul 10. I-am bătut pe electroputere, Craiova cu 4-1 pe ploaie, mamă, cu stadionul arhi plin. Mi-a dat Sabin două goluri, a dat Ganea. Dar Sabin, era dracu gol. Păi l-a și luat, l-a zis campionatul, era la Steaua. Păi de acolo a plecat la Steaua și a fost golgheterul campionatului, după care a plecat la Fener. Da, bine, după aia cariera lui a intrat așa într-un picaj, probabil din cauza... S-a luat pentru că datorită lucrurilor care vi le spuneam înainte. Nu era serios 100%. Asta e. Și el a fost un băiat recunoscut mereu că eu l-am... Deci eu l-am făcut și Țiții Dumitriu l-a cizelat. A zis mereu treaba asta... Vine la Brașov, ne-am întâlnit, mă sună. Deci, acum a trecut și el cu greutăți mari, familiale și asta e. Dar cu Ganea, cum v-ați înțeles? Că Ganea era, mi se pare, mai dificil sau... Reputația lui e de om mult, mult mai dificil decât orice alt fotbalist de prin fotbalul român. Exact. Eu n-am avut cu Ionel treabă. Da? Da, m-am înțeles foarte bine și el... Și a dat seama că eu vreau să ajungă, da, să pregătea... El avea 21 de ani. Da. Să pregătea foarte bine. Și la 21 de ani îmi făcea ordine în vestiar. El făcea ordine. Da, să vedeți cum. Ăștia mai bătrâni, da, au dat vociferau, aveam de primit niște bani, nu știu ce. Purdea era... capitanul echipei. El era tartorul, da. Și... A fost și pe la Dinamo Bordea, parcă, nu? Purdea, da. Da, așa. A fost și la Bistrița, și la Dinamo, da. Așa. Și la un moment dat, în baie, s-a luat de ăștia tineri, el, că nu-și vede treabă, că din cauza lor n-au bani la familie, și l-a jignit pe ăsta, pe Ionel, pe Gana. Wow. I-a tras ăsta niște pumni. Și ăla era mai mare ca el cu 10 ani, mai mare. Așa. Mi l-a pus la punct și după aia am avut liniște tot timpul în vestia. Serios? Serios, sigur. Wow. I s-a mai întâmplat treaba asta lui Ionel. Unde? Cum? Deci le avea pe astea și la alte echipe. A fost. Ok. Da. Dar era un băiat foarte drept. Deci era imprevizibil în anumite momente, dar corect. Da, ce capacitate totuși să-ți impui cu forța un punct de vedere la 21 de ani într-un vestiar, e rar se vede asta totuși în fotbal. Mie a venit Buții Gheorghi. Așa?
Gobi, Gobi, vină repede că se bată ăștia. Cine mă? Lasă-i mă în pace că își revin ei. Ha, deci îi lăsați, când jucătorii se încingeau, aveați politica asta, să-i lăsați să-și facă singuri. Da, nu e bine să te bași, că trebuie să iei o măsură, clar. Și în cazul ăla se impunea o măsură radicală. Okay. Deci trebuia să-l dăm afară pe Ionel. Da. Și atunci am procedat de maniera în care lasă între ei, că bineînțeles că a doua zi au vorbit. Okay. Și ce făceam? Îl dădeam pe ăsta afară și realizam nimic, că ăsta a jucat titular. Mm-hmm. Domnule Stan, în final povestiți-ne un moment comic pe care îl povestiți prietenilor, când mai stați așa la povești seara, un moment comic din cariera dumneavoastră, alegeți-vă dumneavoastră, nu știu, ori de antrenor, ori de jucător, ceva super comic de care, repet, vă aduceți aminte cu prietenii și vă bușește râsul doar când vă aduceți aminte. Chiar că nu prea îmi vine în cap acum. Da, am trecut prin așa de multe... Cum s-a împățit tu? Dar Gabello, da. De unde? Cine v-a pus porec la Gabello? De la Capello? Gabello, Capello. Gabello... Hai să vă spun că n-a fost nicio treabă cu Capello. Ah, dar cu ce? De unde vine Gabello? Deci eram la Astra, la Plăiești. Da. Și acolo toată lumea avea porecle. Da. De la jucător, la conducător, la nu știu ce. Și eu eram singurul care n-aveam, că am scăpasem, nu știu cum. Așa. Și Petroiesc, da, fotbalistul care era capitan de echipă atunci, deci se întâlnesc ei și unul zice așa, unul așa, și Petroiesc zice, băi, deci na, Gabi merită să-i spunem Gabello și așa să-i rămână. Și da, așa zice, Iulica Angel, da, știe cum s-a fost treaba. Așa, ziaristul, da. El era prieten cu băieții. Și mi-a rămas Gabello. Gabello, nu zicea Gabello, Gabello, zic, de mine vorbiți. Zice, da, mă, ta ești Gabello. Bine, mă, sunt Gabello, îmi place, zic. Îmi place. Și toată lumea de acolo a luat-o că îmi plăcea. Bine, eu îl simpatizam pe Capello, dar nu e nicio treabă. Capello cu Gabello. Da. Gabello vine de la Gabi. Domnule Stan, așa mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiuni și săptămâna trecută și săptămâna asta. A fost o plăcere să vă ascultăm poveștile. Vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc. Un singur lucru n-am vorbit. De generația mea de antrenori. Spuneți-mi, ce vă stă pe suflet? Spuneți-ne. Păi nu știu, noi am avut o generație bună de antrenori. Cu părere de rău trebuie să o spun acum că... Antrenorii nu sunt la un nivel superior datorită și unor factori perturbatori. Deci au circunstanțe. Dar la noi era, vă dați seama, începând, eu am prins Iordănescu și cu Lucian, am jucat împotriva lui Mircea Lucescu, când era la Rapid. Uh-huh. Pițurcă, am zis Puiu Iordănescu, Ion Marin, Florin Marin, Zdrobiș. Îmi pare rău că poate uit unii, dar nu știu, era altă atmosferă, noi când ne întâlneam eram relaxați, când ne întâlneam la București, la consfătuiri, la treburi de-astea cu antrenorii și parcă și rezultatele erau altfel. Probabil că și patronii, că a fost perioada aia patronilor, dacă vă aduceți aminte, uh-huh, că i-a lăsat să producă echipe și fotbal și după aia i-a arestat. Așa a fost viața. Da, acum, de când s-a băgat politicul și au trecut echipele la primării, eu zic că nu a fost o soluție bună. Da. Mulțumesc mult de tot, domnule Stan, pentru prezența în emisiune. Sărbători fericite, să ne revedem sănătoși. Sănătate dumneavoastră, familiei. Și spor la emisiuni când le reluați. Da. Când o să le iau. Da, și eu vă mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. Toate bune. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ați fost o plasă excelentă. La revedere. Mulțumim mult de tot. Mulțumim și vouă că ne-ați urmărit în dimineața asta. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro. Toate comentariile de după meciul de aseară, șef și FCSB, și sunt destule comentarii. De asemenea, suntem în așteptarea anunțului privind viitorul selecționer. Federația se pregătește să anunțe acest nume, care poate fi Dan Petrescu. Sau poate nu, Dan Petrescu, o să vedem. Rămâneți pe www.gsp.ro pentru aceste detalii. Ne revedem mâine dimineață la 9:01. O zi bună, toate bune!